Am început să caut în cuvântul lui Dumnezeu să văd dacă există cineva în Scriptură care a suferit în trup și de care Dumnezeu s-a folosit. Am găsit mulți oameni folosiți de Dumnezeu în suferință, nevindecați. Primul pe care l-am găsit a fost Moise. Și spune Dumnezeu lui Moise, oare nu eu fac pe om cu vedere sau surd sau mut sau... Și-l trimite pe Moise. Și în momentul acela am spus, Doamne, vreau să fac ceva pentru tine. Imediat am început să scriu mai multe scrisori la colegi de suferință, nevăzători. Și am primit două scrisori. Una de la acest Viorel, de care v-am spus că am ajuns cu el pe la Dumbrăveni, în care îmi scria că de 15 ani s-a întors la Dumnezeu. A doua scrisoare era de la un coleg care nu vedea la fel ca și mine, numai că avea o problemă în plus față, ba chiar mai multe față de mine. Avea proteză oculară la ambii ochi, deci nu vedea absolut deloc. O cocoașă dublă și în față și în spate. Și n-a crescut mai mult de 1,47 m înălțime. Și a ajuns la profesională, el făcea perii, în timp ce cosea peria, trebuia să o ducă imediat după aceea, să o taie la un papșer electric, cu un cuțit electric. Pe când își fixa peria, s-o tundă, a venit un coleg să-l ajute. Și a apăsat pe butonul cuțitului electric, timp în care el avea mâna pe papșerul acela și a retezat toate degetele de la mâna dreaptă. Și știam problema aceasta. În scrisoarea lui îmi scria de acum, să nu crezi că eu sunt vreun martir. Cu alte cuvinte, că eu sufăr, deși nu, ăsta e sensul cuvântului martir. Știu că a existat cineva care a suferit mult mai mult decât mine. Și acela este Domnul Iisus Hristos. Știi? Și eu l-am cunoscut. Dar vreau să-ți mai scriu că de 3 ani nici nu aud. Absolut deloc, nu mai aud. Și m-am gândit așa. Nevăzător, cu cocoașă dublă, în imposibilitate de a mai practica vreun serviciu să-ți câștigi pâinea, pentru că nu mai avea mâna dreaptă. Dar nici cu potențialul acesta să mai auzi pe cei din jur. Și am luat imediat un microbuz, am mers la el acasă cu mai mulți colegi și cu directorul școlii unde am făcut la școala de nevăzători la Buzău. Și am ajuns la el acasă, la Eliuță. De când l-am atins pe umăr, nu știa că mergem la el. Știi ce a spus? După ani de zile nu ne-am întâlnit. George, ai ajuns aici tu? Nu mai puteam să-i vorbesc. I-am scris în palmă că sunt cu mai mulți. M-a întrebat cine? I-am spus, nu putem rămâne aici, a răspuns. Mergem în altă cameră mai mare, dar știi ce? Eu nu mai pot să merg. Imaginați-vă acum omul acesta. Nu știu care sunt suferințele dumneavoastră, dar gândiți-vă la Iliuța. Atunci când vă este mai greu și totuși nu este suficient. Noi suferim în trupurile acestea pentru că am cunoscut păcatul. Ne-am născut în păcat și știți scopul pentru care ne-a creat Dumnezeu? Să slujim de laudă slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus așa, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ca urmare, scopul nostru este
să reflectăm chipul lui Dumnezeu, să-L arătăm pe Dumnezeu în viața noastră, să-L lăudăm pe Dumnezeu așa cum suntem. Dar ce se întâmplă când nu-L lăudăm pe Dumnezeu? Ratăm ținta pentru care am fost creați. Ce se întâmplă când trăim în minciună? Ratăm ținta pentru care am fost creați. Ce se întâmplă când gândim urât, când vorbim urât, când jignim, când insultăm, când... Dragii mei, scopul pentru care eu am fost creat a fost să-L laud pe Dumnezeu și dumneavoastră la fel.